Deci am venit 2 zile la rând. Ne-a zis să așteptăm, am ajuns la 8 și un sfert și ne-a zis să așteptăm până la, să termină până la 11 și ceva. Și după aceea ne-a zis că să venim a doua zi. Noi am dat 400 de mii pe drum. Deci dumneavoastră vreți să donați și nu puteți. Nu putem, fiindcă programul e de până la 12, de la 8 până la 12. Și practic, ce v-a zis? De ce nu se poate recolta? Fiindcă programul e de la 8 la 12, de-aia nu se poate recolta. Donăm și pentru o femeie, Stoica Valentina Georgiana. Ce probleme? A născut prin cezariană. De la Platonești, cam în jur de, să numim, vreo 30 de km. Eu sunt donatoare și trebuie să donez, nu? E o perioadă, nu mă primește. Noi nu ne confruntăm cu această criză. Donatorii care se prezintă zilnic la centru asigură necesarul pentru pacienții internați în cadrul spitalelor din județul Ialomița. Avem într-adevăr persoane, donatorii care așteaptă mult pentru a fi consultați de medicul din triaj. Consultațiile merg mai greu și unele persoane în urma triajului sunt eliminate, sunt considerate inapte. Se pot prezenta zilnic 30, de exemplu, și se poate ca jumătate dintre aceștia să fie selecționați pentru donare sau un număr mai mic. Numărul celor care sunt considerați apți pentru donare este mai mic decât înainte. Cam cu cât? 50%. Ce ar trebui să se întâmple ca numărul celor care sunt triați să fie mai mare și să optimizați activitatea? Am avea nevoie de încă un medic responsabil pentru compartimentul de selecție a donatorilor. Am solicitat un post la Ministerul Sănătății pentru cel de-al doilea medic și așteptăm să ne vină aprobarea. Ce e, doamnă, nu v-a primit? Nu. De ce? A zis că se răzite la plămâni, că am tensiunea 17. În cauza. Să schimbe tot cum vrei. Da, ducă. De câți ani doresc mamaia? Păi, pe vremea lui Ceaușescu. Și e tot de ani. Și până acum te-a primit? M-a primit și acum nu. Cum? Dar se poate? De înainte. De donator, ce? Acum... Te-ai îmbolnăt, mama? Da. Cred că pe drum... V-am zis, noi am venit 2-3 zile la rând. Asta e a treia zi. Nu, banii pe drum, cine ne dă? E, te dă. Cine ne dă? Nimeni. S-a găsit acum. Dar înainte făcea câte... 50, 60 de donatori la zi. Acum... Acum le e frică, că a fost și a fost aici și le e frică. Da. Le e frică și de-aia. Păi 20 de hârtii, de dosare, dar câte atunci s-o dona, Dumnezeu știe. După aia te refuză, te ia înăuntru, zice că ai nu știu ce și te doare capul și nu știu ce. Și te elimină. Da, da, poate. Sunt decât 7 pe lista aia nenorocită. Da, diferența este că între 20 de fișe, din aceștia 20 se respinge, deci rămâi cu 5. Suntem aici să... Spune mă, că nu doar la seară la nu mai știu ce pot. Că și acum, se, că nu se duce lumea să doneze bunuri și nu vine lumea să doneze și nu ne primește, da? Că n-am ei timp de noi. Și poate mor oamenii, că n-au sânge, da? Deci am venit și săptămâna trecută la 12 fără 10 și nu m-au primit pentru că deja erau 20 de consultații și astăzi am venit la 6 și jumătate, 7 fără 20 am fost aici. E aproape 11. Da, și încă nu am intrat. Da, și la 12 fără un sfert se îmbracă și pleacă. Ce și pentru că au fost 20 de consultații, deci eu eram a 21-a persoană și m-am mai primit. Niciunul n-a fost
N-am primit ok, o să donez, că tot da, nu înțeleg. Da, da, la tensiune am acum tărit. M-a consultat și la inimă și la plămâni. Vin tocmai de la Noșiș, cine unde contează mie drum? Aproape 100 de kilometri. Aproape 100 de kilometri. Pe căldură, pe vânt, pe toate alea. Acum 70 de zile mi-a avut capul calendar și m-am înscris la donator de celule STEM. Că am zis că e bine. Și acum, de ce mi-a avut capul calendar? Nici nu mai mă duc să donez nimic. E normal? Ați venit să ajutați, nu? Exact, am venit să ajut și am nevoie de bunurile alea, că altfel nu e normal. Din punctul de vedere al livrării de sânge, nu avem probleme în livrarea de sânge. Singura problemă se referă la palierul orar în care putem să facem acest lucru. Am încheiat o înțelegere, o convenție cu Centrul de Transfuzii Sanguine Ialomița pentru a-i ajuta în aceste momente în care nu au personal de specialitate, mă refer în special la medic de specialitate. Toate solicitările încercăm să le facem până în ora 3, iar în cazul în care sunt urgențe, fie apelăm la rezervele noastre de sânge, pentru că și noi, la nivelul spitalului, avem organizată o unitate de transfuzii sanguine, fie apelăm persoana care se află în gardă la domiciliu și care vine de fiecare dată când este solicitat, în caz de nevoie, în caz de urgență. Desigur că dacă exista medic, activitatea dânșilor era 24 din 24 și nu trebuia să mai apelăm la convenții și așa mai departe.